Cum ați trăit meciul cu austrieci? Când dai deja o calificare, după aia nu mai ai o emoție așa mare. Adică eram calificați clar în aia. Numai era, adevăr, era emoția. Emoția era cât de cât diferența de bani. Voi toată lumea spune, toată lumea pe care vorbește de bani, eu nu sunt lacon și nu sunt disperat de bani. Mă, că trebuie să înțeleagă toată lumea asta, că fără bani nu poți să faci. Adică eu, de ce eu vreau bani? Eu nu pot să fac echipă mare fără bani. Eu ca să joc în Liga Campionilor la anul 10, dacă vrea Dumnezeu, luăm campionatul, eu trebuie să întăresc echipa, trebuie să măresc salariile. Nu măresc salariile, nu stau jucătorii buni, valoroși, n-ai cum. Și atunci asta e situația. Ea a fost bucuria că, de ce, aproape dublu bani în Europa League. Și competiția e altceva, adică e aproape de Champions League.